Salut, sunt Dedicul și am primit din partea brandului Campo Frio provocarea de a veni în bucătăria lui Foa ca să descoperi cel mai cool cadou pe care aș putea să-l fac celor dragi de sărbători. Bine ai venit, Dedicul! Să trești! Și dăm voie să-ți fac o combinație simplă, plan de mână, așa că tu mai gătești din când în când. Da, asta. Știi că de-aia vin la tine în bucătărie ca să și mănânc ceva. Adică... Și eu îți dau așa niște roșii, cu puțină pâine, cu puțin usturoi și cu puțină brânză manchego și deasupra cu puțin hamon proaspăt tăiat de El Cortador aici de față, Daniel. Care... Senior Daniel. Da, senior Daniel care vine din Spania direct. Dar știi ce curiozitate mai am eu? Dacă văd hamonul ăsta pentru prima dată în viața mea, cum o să știu să-l tai exact așa cum trebuie? Păi de asta este Daniel aici, El Cortador, păi, ca să-ți explice. Uite, în cutia cadou care vine de la Campo Frio, ai absolut tot ce trebuie pentru a-l tăia așa cum trebuie. Foa și Daniel m-au convins de ce acesta este unul dintre cele mai cool cadouri pe care aș putea să le fac cuiva drag mie. Așadar am ales ca hamonul Serrano de la Campo Frio să meargă către Papa Bear și anume tatăl meu, pentru că este un gurman desăvârșit și cred că lui s-ar potrivi cel mai bine. Acum, provocarea merge către voi. Voi, cui ați dat cadou un hamon Serrano de la Campo Frio?